România este țară de fabulă, dragii mei. Tarășul colonel magistrat Cristian Vrabie mi-a respins acțiunea împotriva parchetului militar. Aveam soluția de ceva timp, dar am zis să verific puțin, să văd totuși ce este cu acest domn Vrabie, pentru că ultimile două acțiuni împotriva parchetului militar au fost soluționate de către domnul Vrabie. Și ce să vezi, au fost soluționate în interesul domnului Corbu. Șeful de la parchetul militar, domnul general Corbu, care ține spatele curcanilor, coordonați de Cucoș, la sediu PSD, atunci când au fost create aceste imagini. Ce să vedeți, dragii mei, am aflat niște lucruri foarte interesante despre tovarășul Vrabie. Inițial m-am gândit să fac un comentariu serios, nu, în care să mă declar revoltat de această situație. Apoi mi-am dat seama că oamenii ăștia, orătănile astea ale ciumei roșii, care sunt prin justiția militară din 90 încoace, au reușit să se comporte în așa fel încât dosarul Revoluției să nu fie soluționat. Dosarul Mineriadei să nu fie soluționat. Dosare cu implicații mult mai grave decât faptul că m-au umflat pe mine, e adevărat, ilegal niște curcani, m-au băgat aiurea în căruța jandarmeriei și m-au dus într-o scorbură a poliției, la o secție de poliție undeva în celălalt capăt al orașului. Dar m-am gândit, totuși, informațiile astea trebuie prezentate publicului. Așa că, pe ideea că e bine să faci haz de necaz și să râzi copios când faci haz de propriul necaz, e cel mai interesant, am zis să prezint toată povestea sub formă de fabulă. M-am gândit că e mai bine sub formă de fabulă și o să vedeți de ce România este o țară de fabulă, dragii mei. Și știți că orice fabulă are niște personaje. Niște personaje principale și niște personaje secundare. Evident, personajele secundare erau la vremea respectivă mistrețul șef al PSD, actualul pușcăriaș Liviu Dragnea și veverița lui, secretara Carmen Dan, pe care a pus-o ministru de interne. Dar avem și niște personaje principale ale poveștii noastre. Primul și cel mai important, personajul acestei fabule, și o să vedeți că este o fabulă fabuloasă, da? Sunt niște coincidențe aici, domnule, de stă mintea lor. Sigur, eu ca jurnalist serios și onest și cinstit, eu nu, nici o secundă nu vreau să vă sugerez sau să spun că toate coincidențele pe care le veți afla în următoarea fabulă au vreo legătură cu hotărârile date de domnul Vrabie, nici vorbă. Domnul Vrabie este un magistrat absolut serios, absolut onorabil. Dacă dânsul a zis că curcanii lui Dragnea nu fac abuzuri, nu fac, domne, abuzuri. Înseamnă că ni se pare nouă, vedeți imaginea asta. E ceva perfect normal, conform domnului Vrabie, da? Și eu nu contez profesionalismul domnului Vrabie, da? E ceva perfect normal să vină niște curcani așa, să umfle un ziarist dotat cu un telefon și să-l răpească, să-l ducă undeva. E normal, în mintea domnului Vrabie. Sigur că domnul Vrabie, colonel magistrat, este și președintele Tribunalului Militar. Eu nu știam că e președintele Tribunalului Militar când m-am dus la instanță, după aceea am verificat pe site-ul instanței și am constatat că nu numai că e președintele Tribunalului Militar, ci este cel care brusc și dintr-o dată a devenit interesat de procesele lui Mălin Bot cu jandarmeria și a început să le judece el însuși. Și eu am o problemă când șefii de instanțe preiau procese, pentru că, vedeți dumneavoastră, nimeni nu ajunge șef de instanță așa, fiind judecător foarte cinstit și onest. Ca să ajungi șef de instanță trebuie să ai niște legături undeva. Și, în general, să ai o dorință să nu te mai preocupe numai misiunea ta de judecător, de a face dreptate, ci să te preocupe scaunelul de șef, de șefuț și poziția, puterea, da? Ori puterea e legată, vedeți că e politică, că e judiciară, ele sunt îngemânate. O să vă vorbesc despre domnul Vrabie mai în detaliu, vreau să vă prezint și restul personajelor acestei fabule, dragii mei. Domnul Vrabie îl ajută pe domnul Corbu, da? Domnul general Corbu este șeful parchetelor militare. Domnul Vrabie îi validează domnului Corbu deciziile prin care domnul Corbu îi scapă de consecințe penale pe curcanii lui Cucoș. Vedeți că tot la păsări ajungem. O gradă asta PSD-ului este foarte, foarte, foarte mare, da? Că erau conduși curcanii ăștia de Cucoș. Cucoș, servitorul veveriței Carmen Dan. Domnul Corbu este și soțul doamnei Corbu, care doamna Corbu, desigur, o altă coincidență, că de asta e România o țară de fabulă.
Și de asta fac eu fabule aici, nu? Astea sunt fabule, ce auziți aici, da? Fabule bazate pe informații, da? Soția domnului Corbu este mare șefă la ANAF-ul PSD-ist. Ce să vezi? Faci ce faci, te învârți cum te învârți și tot la o grada PSD-ului ajungi, da? Mergem mai departe pe domnul colonel Cucoș. Îl știți, a fost șef al jandarmeriei în perioada în care curcanii din jandarmerie mă ridicau pe mine abuziv din fața sediului PSD. Și acum să procedem, dragii mei, la fabulă. De ce zic eu că e de fabulă ce se întâmplă, da? Știți că am depus 6 plângeri penale împotriva abuzurilor jandarmeriei, cele mai flagrante. Și deja în 3 dintre ele am ajuns la tribunalul militar. În toate 3, tovarășul Corbu, fericitul soț al doamnei șefă la ANAF, ANAF care este din ograda Ciuma Roșie, da? Tovarășul Corbu a încercat să le mușamalizeze. La prima încercare de mușamalizare m-am adresat tribunalului militar. Da? Asta este prima decizie. Unde m-a judecat un domn judecător oarecare? Probabil prin repartizare aleatorie a dosarului. Da? Și mi-a admis plângerea. A constatat că tovarășul Corbu face porcării în dosare. Numai că să vezi, drăcovenie, după aia, brusc, Mălin Bun n-a mai nimerit la magistrați oarecare. Cauzele lui Mălin Bot au fost preluate. A doua tentativă de mușamalizare a dosarelor jandarmeriei. Ah, by the way, în asta de un an de zile, tribunalul militar, magistratul de la tribunalul militar, a dispus Mihai Dafina, domnul locotenent colonel Mihai Dafina, da? Bănuiesc că decizia asta l-a enervat rău de tot, cred că i-a ciripit domnul Vrabie la domnul Dafina, cred că i-a făcut capul calendar, da, cu ciripe, da, înainte să ia domnul Vrabie însuși dosarele, da, pentru că a îndrăznit să le strice, vă dați seama, a stricat feng shui-ul din păsăretul PSD, da? Domnul Dafina le-a dispus niște măsuri la procurorii militari, bineînțeles că n-au făcut nimic de un an de zile, îi doare în cot. De ce? Pentru că știu că își aranjează ploile. Al doilea dosar deja a nimerit la tovarășul Vrabie, președintele tribunalului militar. Vă dați seama? Tovarășul Cristian Vrabia a devenit brusc interesat de aceste cauze. Vă dați seama? Sistemul ăsta aleatoriu, al naibii sistem, ce să vezi? Și al treilea dosar, tot la domnul Vrabie l-a repartizat. Domnul Vrabie care nu vede, domne, abuzurile, nu le vede și nu le vede neam. Nu le vede nici atunci când există hotărâri civile în care bufnițele de la judecătoria sectorului 1 și elefanții de la Tribunalul București, îmi cer scuze de la domnul judecător, dar n-am găsit altă rimă, constată că s-au comis abuzuri. Domnul Vrabia are orbul găinii și nu vede. Nu știe, nu citește, la fel ca și domnul Corbu, ei nu văd abuzurile. Deși justiția a decis altceva. Bun. Și acum hai să mergem mai departe cu fabula, dragii mei. Stați așa să-mi iau ochelarii, că scrie mărunt. Și am stat eu și m-am gândit așa, dom'le, dar cum se face că domnul ăsta Vrabie, care mi-a respins deja două acțiuni, și hai că una respinsă e așa și așa, că nu m-am judecat pe civil cu ea. Bă, dar asta a doua contravine hotărârilor justiției civile. Cum Dumnezeu, ceva nu e ok. Și am zis, hai să văd totuși cine e acest domn judecător. Primul șoc a fost să aflu că domnul magistrat Vrabie este însuși președintele Tribunalului Militar. Vă dați seama. Din momentul respectiv, am zis, trebuie să merg mai departe, să citesc mai departe, să văd cu fabula asta ce urmează. Și m-am dus la pagina 2 din cartea de fabule, unde este declarația de interese a domnului colonel magistrat Cristian Vrabie. Și ce ne ciripește nouă această declarație de interese? Că domnul Vrabie este acționar la Lido S.A. Lido S.A. fiind afacerea fraților securiști pe UNESCO. Auleu! Zic eu de colo. Ca un copoi de vânătoare ce sunt, mirosind urmele prăzii. Auleu! După care mă uit și văd că valoarea totală a acțiunilor e mică și zic, domnule, fi doar o coincidență. Știți că au fost privatizările alea Mebo și așa mai departe și o fi doar o coincidență. Nu poate fi vreo chestiune serioasă aici, vreo filieră, a fost idee cu Ciuma Roșie. Cu... Dar e interesant, ca să vedeți. E de râs, e o coincidență interesantă. Și mergem mai departe la declarația de avere fabuloasă a domnului Vrabie.
Și vedem că are mai multe case și apartamente, printre care ce vedem? Ajungem la doamna Vrăbiuța. Ca să vedeți că și la domnul Corbu e doamna Corbița și la domnul Vrabie e doamna Vrăbiuța. Și să vedeți aici, dragii mei, ce coincidențe de fabulă. Doamna Vrăbiuța are un apartament la Chișinău, în Republica Moldova. Deci doamna Vrăbiuța e din Republica Moldova. Interesant, nu? Citind mai departe declarația de avere, ajungem la zona de venituri. Preclătrându-i mit peste suma totală încasată anul trecut, în 2019, ca asta e declarația pe 2020, de tovarășul Vrabie, 30.000 de lei pe lună, oameni buni, 6.300 de euro. Vă dați seama cu cât plătim noi păsăretul ăsta ca să-și bată joc de lege și de justiție? 6.300 de euro. De fabulă, nu? Fabulos. 6.300 de euro. Și mergem mai departe la doamna Vrăbiuța, da? Care lucrează la firma MIT Consulting. Zic eu de acolo, domnule, ia să vedem cine o fi pelicanul pentru care lucrează Vrăbiuța. Că suntem o fabulă. Și mă uit eu așa bine că au pelicanul la Registrul Comerțului și îl văd pe pelican, pe numele lui Mihai Drulă, patron și administrator, la firma unde lucrează doamna Vrăbiuța. Dau următoarea pagină din cartea cu fabule și ajung la firmele. Toate firmele în care este acționar patronul Vrăbiuței. Și ce să vezi? Îl găsesc acționar într-o firmă asociat cu Bobi Păunescu. Și cine e Bobi Păunescu? Este plodul uneia dintre frații securiști Păunescu care scoate afacerea Lido. Auleu, vă dați seama, oameni buni, ce coincidențe de fabulă în țara asta. Și mă mai uit așa pe listă și cu cine mai văd asociat? Pe pelicanul, patronul Vrăbiuței. Cu doamna Lidia Tăricianu. Una dintre veverițele, nevestele lui Tăricianu, da, într-o firmă, domeniile Futis SRL sau ceva de genul ăsta, da? Filitis SRL, da? Tăricianu, care știm cine este, este partenerul de ticăloșii judiciare al mistrețului Dragnea, care a pus-o pe veverița Carmen Dan, șefă la MAI, care l-a băgat sub top pe Cucoș, care trimitea curcanii să mă umfle pe mine de la sediul PSD. A? E de fabulă? Sunt coincidențe de fabulă, dragii mei? Păi sunt, zic eu. Firma în care este asociată Vrăbiuța, este asociat patronul Vrăbiuței, cu Bobi Păunescu, se numește Promexim 93 SRL. Interesant, nu? Domnul Drulă este asociat cu 40%. Bobi Păunescu, George Marius, este asociat cu 11%. Firma în care este asociat pelicanul patron al Vrăbiuței, Vrăbiuța, partenera de cuib a colonelului Vrabie. Colonelul Vrabie, cel care împreună cu generalul Corbu, îi ajută pe curcanii care au comis abuzul pentru Dragnea să scape de consecințele penale. Da? Domeniile Filitis SRL, Drulă Mihai și Drulă Dolin Cornel, asociați cu Popescu Tăricianu Livia, Drulă Mihai fiind administrator, chiar director, oameni buni. Deci legăturile cu Tăricianu sunt foarte strânse. Motiv pentru care, dragii mei, am făcut o cerere pe 544 la Tribunalul Militar București să-mi zică și mie două lucruri. Unu, că sunt copoi și dacă tot suntem o fabulă, copoiul de vânătoare merge după pradă. Da? Sigur, copoiul din fabulă este ferm convins că nu e o coincidență și că informațiile pe care le-ați văzut au legătură cu hotărârile judecătorești pe care le dă Vrăbiuța de la Tribunalul Militar din fabulă pentru generalul Corbu, de la parchetul militar din fabulă, care împreună protejează curcanii lui Cucoș, sclavul mistrețului Dragnea din fabulă.
Aia e în fabulă. Eu ca jurnalist serios, eu am altă părere. Acolo ce e în fabulă, e în fabulă. Eu aștept informații. Am cerut mapa profesională a tovarășului magistrat Cristian Vrabie și să mi se explice metoda prin care dosarele mele au ajuns la domnul Vrabie. Amândouă. Cum? Prin ăsta aleatoriu? Să vedem, o să cerem după aia dovadă dacă s-a redistribuit aleatoriu. Domnul Vrabie a ales cu ciocul lui dosarele? Cum au ajuns ele? Este un busuc rău care ia dosarele și le aruncă în cuib la domnul Vrabie? Și domnul Vrabie n-ar vrea să le judece, dacă tot le-a primit în cuib, să mă lămurească și pe mine. Până una alta, la modul cel mai serios, dragii mei, vreau să revenim la treaba asta, da? Ieșind din fabulă, treaba asta, pe care domnul colonel magistrat Cristian Vrabie consideră că nu este un abuz, da, această imagine. Domnul general Ioan Corbu consideră că nu este un abuz. Ei fiind contraziși de către justiția civilă. Și despre asta vreau să vă vorbesc, oameni. Ce au făcut ăștia la parchetul militar? Corbu cu compania. Și Vrabie bate în cuie la tribunalul militar. În primul rând au luat două dosare ăsta și l-au cuplat cu un alt dosar. Cineva mi-a explicat la un moment dat că atunci când vrei să rezolvi dosarele, se duc la anumiți procurori, iei două dosare și le cuplezi. Și atunci nu pot doi procurori să ocupe de un dosar, se ocupă unul singur. Cine vrea procurorul șef. Nu știu dacă o fie așa sau nu, dar e cert că au cuplat două dosare. Cel care a generat aceste imagini, da, le vedeți aici, astea sunt imaginile cu ridicarea mea de la sediu PSD din 8.1.2018 și un alt dosar pentru o amendă dată aiurea de jandarm în 12.1. Deci în 8.1 s-au întâmplat scenele astea și o să vă vorbesc despre ele. Și în 12.1 eu m-am mai dus la sediu PSD să filmez ceva. Și m-am trist amendat de jandarm că am organizat proteste și că am protestat la sediu PSD. Și am contestat atât amenda asta cât și aia. Întâi o să vorbesc despre aia pentru că e mai simplă. Și acolo instanțele au anulat amenda și au constatat că nu, eu n-am protestat. Și că probele video demonstrează că jandarmul a scris prostii, a scris lucruri care nu corespund adevărului. Da? Păi nu e fals când cineva scrie într-un document oficial lucruri care nu corespund adevărului? Nu e fals. După domnul Corbu și după domnul Vrabie, nu e fals, domnule. Deci, dragi prieteni care lucrați prin poliție, la poliția rutieră, de exemplu, vă invit să-i scrieți amers la domnul Vrabie iurea. Să-i treceți puncte în permis, să-i scrieți că a făcut, că a adres, că a trecut pe roșu, nu contează dacă în ziua aia a mers cu mașina sau nu a mers cu mașina. Vreau să-i scrieți că e ok ca să vă distrați. Că domnul Vrabie zice că nu e fals, domnule. Nu e fals. Să scrie cineva într-un proces verbal ceva ce nu corespunde adevărului, domnul Corbu și domnul Vrabie spun că nu e fals. Nu, e ceva normal. Într-o societate democratică, într-o țară membra Uniunii Europene, e normal să se încheie procese verbale aiure, așa, în care se consemneze lucruri false. Dar nu asta este cel mai grav aspect. Cel mai grav aspect este ăsta, oameni buni. Da? Eu am fost ridicat la vremea respectivă de la sediu și asta este narațiunea susținută de procurorul militar Corbu și de magistratul Vrabie, prin care au închis dosarul și e închis, nu mai am ce să mai fac, din punct de vedere penal e închis. O să vedem la CEDO ce căi pot fi accesate. Narațiunea lor este, domne, Mălin Bot acolo nu s-a dus ca ziarist. Mălin Bot s-a dus acolo să deranjeze un protest legal notificat, un protest al unui sindicat Carom. Și pentru că el a făcut o contramanifestație și a participat la contramanifestație, noi a trebuit să luăm de acolo. Și de aia n-a contat că el ne-a dat buletinul, că nu, noi trebuia să luăm de acolo. Și asta e narațiunea și așa zic ei că este adevărul. Și că pentru asta ei au închis dosarul. Ce spun oameni buni instanțele de judecată civile? Instanțele de judecată civile, da? Că aici este problema, oameni buni. Că dacă n-aveam eu hotărârile astea judecătorești, care să descriu o anumită realitate, mai ziceam că poate sunt eu cărcotaș și prea mă leg de coincidență. Asta este hotărârea definitivă a Tribunalului București, care conține concluziile Tribunalului București după ce doi magistrați ai Tribunalului, domnul președinte Balsindescu Sorin Mirel și domnul judecător Drăguțescu Mihai Pantelimon, da? Doi magistrați ai Tribunalului au analizat toate probele video din dosarul acelea jandarmeriei, care a susținut că judecătoria nu a analizat serios și a dat o soluție care nu corespunde realității. Anterior la judecătoria a mai fost analizate toate probele video de către magistratul de la judecătoria sectorului 1.
Ce a reținut judecătoria sectorului 1? Da? Instanța reține că în cauză nu rezultă, dincolo de orice dubiu, faptul că petentul a acționat în calitate de jurnalist pe durata întregului interval de timp aferent situației, de fapt, reținute în procesul verbal de contravenție. Adică ei zic, domne, nu avem probe suficiente pentru că nu avem înregistrările totale. Avem bucăți din înregistrări. Pe care de consecință o să judecăm această cauză independent. Deci nu o să-l privilegiem pentru că este jurnalist. Da? Și o să judecăm cauza independent de asta. Nu ne certăm pe asta. După care expune una, două, trei, patru hotărâri CEDO aplicabile în acest caz. O să vedeți de ce era necesară precizarea cu jurnalist de jurnalist. O să vă explic imediat. Și ce spune aici? Instanța reține că din probele administrate în cauză nu rezultă că au avut loc manifestări din partea petentului care să denote existența unei amenințări grave la contramanifestații de violență. Din probele video administrate rezultă că până la apariția membrilor societății române de caritate Carom, petentul nu a făcut referire la acestea, la ideile promovate de aceștia, iar în prezența membrilor societății Carom a adresat acestora întrebări referitoare la tema protestului acestora. Da? Ce a făcut instanța? Instanța a zis, domnule, Mălin Bot a vorbit la un moment dat într-o boxă. Nu-i treaba noastră să decidem dacă ce a spus el acolo este discurs jurnalistic sau este orice fel de discurs. Noi pornim de la varianta cea mai puțin protejată de legislație, că este orice fel de discurs. E un cetățean care s-a oprit să țină un discurs. Da? Și constată că din probele administrate în cauză nu rezultă că au avut loc manifestări din partea petentului care să denote existența unei amenințări grave la contra, unei amenințări grave la contra manifestație violentă. Din probele video administrate rezultă că până la apariția membrilor societății române de caritate Carom, petentul nu a făcut referire la aceștia sau la ideile promovate de aceștia. Iar în prezența membrilor societății Carom a adresat acestora întrebări referitoare la tema protestului. Da? Reține jandarmeria și toarășul Corbu și toarășul Vrabie au zis, domne, e legal că l-au luat pe ăsta, l-au umflat, pentru că el făcea o contramanifestație și era un pericol pentru manifestația existentă. Prima concluzie este că n-a făcut contramanifestații și că a pus niște întrebări. Da? Să pui întrebări este o activitate jurnalistică. Dar instanța a zis, domne, mergem pe varianta cea mai puțin protejată. Deși și varianta asta este protejată de hotărârea CEDO. După care spune, fiți atenți aici, începe să analizeze așa zisul protest pe care eu l-aș fi deranjat și deranjându-l, jandarmeria era justificată să mă ia pe sus și să mă amendeze. Instanța a anulat amenda, actul administrativ, pentru că pe asta te judeci în civil, pe actul administrativ. E logic, e de bun simț că dacă actul administrativ a fost anulat și eu nu trebuia să fiu amendat pentru că n-am comis nicio contravenție, este clar că nu trebuia să fiu nici ridicat și dus la secție. Că nu se ocupă jandarmeria să ridice de pe stradă oameni care nu încalcă legea. Înțelegeți? Dar pentru domnul Vrabie și pentru domnul Corbu nu e clar. Ce constată instanța, prima instanță? Organizatorii erau obligați, organizatorii ăia, PSD-știi, să delimiteze spațiul de desfășurare a adunărilor publice prin semne distincte și vizibile. Și când acestea se desfășoară în deplasare, se ia măsuri pentru limitarea spațiului de circulație ocupat. Iar în cauză, din înregistrările video depuse la dosarul cauzei, rezultă că nu au fost luate astfel de măsuri, iar zona nu a fost delimitată, astfel încât nu existau indicii din care să reiasă că urma să aibă loc o adunare publică în acea zonă. Ce au făcut PSD-știi? Ca să-i dea o justificare lui Cucoș, că aici au înțeles, da? Carmen Dan cu Cucoș, bă, ne trebuie justificare, să inventăm ceva ca să avem oarecare justificare legală să-i ridicăm de acolo, pe ăștia, pe toți, da? Mălin Bo și cine mai sunt cu el. Și atunci, prin Gabriela Firea a obținut o, așa zis, autorizație de protest pentru un sindicat Carom, un sindicat a revoluționarilor anexați PSD, care au spus, domne, noi la sediu PSD facem protest. Și atunci pe mine m-au ridicat sub pretextul că eu deranjez, fac o contramanifestație. Instanța constată că, 1, n-am contramanifestat la nimic și că, 2, da, dacă faci protest, trebuie să fii prezent acolo, să delimitezi spațiu. Ori așa ceva nu exista. Nu s-a delimitat niciun spațiu de protest. Pe cale de consecință. Nu poate cineva să fie amendat pentru că face o contramanifestație la o manifestație care nu există și nu are nici măcar spațiu delimitat. După care instanța merge mai departe. Din imaginile surprinse la fața locului, reiese că deși membrii societății Carom au petrecut o scurtă perioadă de timp în zona în care se afla și petentul, în tot acest timp nu a avut loc acțiuni specifice unei manifestații din partea acestor persoane. În plus,
În cuprinsul protocolului, numărul ăla încheiat cu Gabriela Firea, rezultă că membrii societății Carom au obținut autorizație pentru desfășurarea unei adunări publice la sediul Partidului Democrat, pe trotuar în fața sediului, între porțile de acces. Iar fapta reținută în procesul verbal de contravenție a fost săvârșită în afara porților de acces. Înțelegeți? Deci nici măcar nu era fapta consemnată, atât de superficial au făcut procesul verbal, la locul unde era protestul. Mai departe. Nu vă citesc, vă citesc pasajele importante. Asta e prima instanță. În cauză se poate observa din înregistrările video că cele trei persoane cu privire la care se susține că desfășurau o activitate publică, printre care sunt și eu, nu au exprimat idei sau opinii adresate publicului în perioada de timp petrecută în zona descrisă în procesul verbal. Iar în momentul în care petentul a întrebat care este tema protestului, unul dintre membrii Carom a răspuns nu vă interesează. Iar celelalte două persoane au oferit răspunsuri succinte și ulterior au părăsit zona respectivă. Instanța reține că în lipsa exprimării unor idei sau opinii adresate publicului și fără a desfășura activități specifice manifestanților, simpla prezența unor persoane reunite pentru câteva minute într-o anumită zonă ce nu a fost delimitată, conform legii, prin semne distincte și vizibile, dar pentru care a fost obținută autorizație pentru desfășurarea adunării publice, nu poate echivala cu desfășurarea unei adunări publice. În consecință, raportat la perioada scurtă de timp în care membrii societății Carom s-au aflat în fața sediului PSD, având în vedere faptul că aceștia nu au exprimat idei, opinii sau mesaje adresate publicului și ținând cont de faptul că nu există spațiu de desfășurare a unei adunări delimitat prin semnalizare distinctă și vizibilă, instanța reține că în contradicție cu cele consemnate în procesul verbal atacat, nu a avut loc un protest în perioada de timp în care petentul s-a aflat în acea zonă. Astfel, în ceea ce privește prima faptă reținută în sarcina petentului, aceea că pe timpul protestului organizat de societatea Carom, Carom e un sindicat de revoluționari afiliat PSD-ului, da? Conform protocolului, petentul, adică Mălin Bota, a făcut manifestări de natură să tulbure buna desfășurare a manifestației cu ajutorul unui aparat de amplificare, instanța reține că din înregistrările video depuse la dosarul cauzei rezultă că în perioada de timp în care petentul a folosit aparatul de amplificare nu era în zona respectivă niciun membru al societății. Astfel că nu se poate considera că avea loc în mod efectiv o manifestație care să poată fi tulburată. Da? Deși se poate observa în imaginile video depuse la dosarul cauzei faptul că membrii societății Carom au petrecut câteva minute în zona în care se afla petentul, din imaginile surprinse reiese că în tot acest timp petentul nu a folosit un aparat de amplificare, acesta fiind utilizat doar anterior. Având în vedere aceste considerente, rezultă că în ceea ce privește situația de fapt reținută pe cuprinsul procesului verbal de contravenție, privind săvârșirea contravenției prevăzută la nu știu ce, procesul verbal de contravenție nu este temeinic întocmit, deoarece în acel interval de timp nu se desfășura în mod efectiv un protest organizat de societatea Carom, astfel încât nu este îndeplinită una dintre condițiile elementului material al contravenției prevăzute de articolul cutare, motiv pentru care instanța urmează să anuleze procesul verbal cu privire la acea faptă. Deci dacă nu era nicio manifestație și ei m-au amendat aiurea, de ce m-au ridicat? Cum vine toarășul Corbu și păsăroiul mai mare, Vrabie, de la Tribunalul Militar să spună că e ok, că nu e nimic ilegal? E în regulă, domnule, să fie luați oamenii, ziariștii, cetățenii, oricine de pe stradă, de jandarmerie, fără ca ei să încalce legea. Cum? Că dacă încălcam legea, jandarmeria a zis cu ce am încălcat legea și mi-a dat amendă. Și instanțele civile au zis, nu, nu aveți dreptate, nu am încălcat legea, i-ați dat aiurea amendă, se anulează amenda. Și explică în detaliu, oameni buni, în detaliu. Nu discut faptul că toarășul Corbu și toarășul Vrabie aveau la dispoziție imaginile video. Poate că n-aveau timp să se uite la ele, poate erau preocupați cu ceva mai important, da? Să caute alune prin pădure și viermișori prin copaci, da? Dar puteau măcar să citească pagina asta din hotărârea, motivarea unei instanțe, da? Cu privire la cea de-a doua faptă reținută în sarcina petentului în cuprinsul procesului verbal, aceea care a refuzat să părăsească imediat adunarea la solicitarea organizatorului protestului, instanța reține că raportat la faptul că nu se desfășura nicio adunare publică în acel moment, nu putea ce să părăsească. Da? După care, asta a decis instanța de fond, după care vin judecătorii de la tribunal, oameni buni.
care se uită din nou pe toate probele video. Probe video care au fost și la dispoziția toarășului Corbu și la dispoziția toarășului Vrabie. Dar dâns și au orbu găini, da? Probabil iau orbu găini la păsăret, de la Cucoș, de la Curcan la Cucoș, la Corb, la Vrabie se transmite, da? Aici magistrații ăștia din civil, v-am spus, au fost bufnițele de la judecătoria sectorului 1 și elefanții de la tribunal. Niște animale mai înțelepte, da? Care nu par a fi afectate de orbu găinii. Ce decide tribunalul? Examinând legalitatea și temeinicia sentinței apelate în raport cu motivele invocate în oficiu, tribunalul reține următoarele. În speță, instanța de fond a redat starea de fapt deschisă în procesul verbal și a reținut că petentul a dovedit nevinovăția prin probele administrate în cauză, care relevă o altă situație de fapt. Da? Deci petentul a dovedit nevinovăția. Și pe mine m-au luat, m-au umflat, m-au dus, m-au ținut într-o secție de poliție și toarășul Corbu și toarășul Vrabie zic, nu e domnule nimic ilegal. Deci nu e nimic ilegal un om nevinovat care și-a dovedit inclusiv în instanță nevinovăția să fie luat aiurea de pe stradă și ținut într-o secție de poliție. Nimic ilegal. Nu mai vorbesc de faptul că, dar cu privire la asta nu s-a pronunțat instanța, pentru că n-au vrut, s-a pronunțat în cel de-al doilea caz, cel despre care v-am vorbit, cu amenda comisă în fals. Acolo hotărârea judecătorească spune clar că imaginile demonstrează că eu documentam, nu făceam nimic altceva. Aici instanța a zis, domnule, nu ne apucăm să analizăm ce a zis el în boxă, dacă era conținut jurnalistic, dacă era alt tip de conținut, da? Complicăm lucrurile prea mult. Și a decis cum a decis, da? Ce spun magistrații Tribunalului București? Da? Domnul Vasilescu Sorin Mirel și domnul Drăguțescu Mihai Pantelimon. Elefanți, că eram în fabulă, îmi cer scuze, nu are legătură cu trompe sau cu altceva, dar eram în fabulă și nu am găsit un alt animal mai nobil și mai înțelept. Și nu puteam să le spun, fiind vorba de doi domn judecători bufnițe, pentru că bufnița este simbolul înțelepciunii, dar la judecătoria sectorului 1 era o doamnă, deci am putut să zic bufnița, care este simbolul înțelepciunii. Dânsi n-am putut. Și atunci m-am gândit, elefantul este un animal nobil, este un animal, deci e ceva pozitiv, nu este ceva negativ. Dacă se uită domnul judecător, îmi cer scuze, dar n-am găsit altă rimă. N-am găsit. Dar sper să nu-mi taie trompa data viitoare când ajung la dânsi cu vreun alt dosar. Bun. Deci ce spun cei doi domni judecători? Din înregistrările video depuse la dosarul cauzei reiese faptul că membrii societății Caroma au petrecut câteva minute în zona în care se afla petentul. Da? Vă arăt așa și după aia întorc ca să citesc, că mi-e mai ușor să citesc. Să nu stau strâmb când citesc, da? Aici vă arăt, ca să vedeți că pasajul e ceea ce citesc. Puteți face pauze și să vedeți că nu citesc alte prostii, da? Pentru postaci PSD-și care se uită la materialele mele. Așa. Din înregistrările video depuse la dosarul cauzei reiese faptul că membrii societății Caroma au petrecut câteva minute în zona în care se afla petentul, adică Mălimbot. Din imaginile surprinse reiese că tot acest timp petentul, Mălimbot, n-a folosit aparatul de amplificare. Acesta fiind utilizat doar anterior momentului în care au venit membrii societății Caroma. Astfel, în unele cadre se poate vedea zona porților de acces, iar în timp ce petentul vorbea la microfonul conectat la boxă, se poate observa faptul că membrii societății Caroma nu erau prezenți. Referitor la cea de-a doua faptă, tribunalul reține că nu se desfășura o adunare publică în acel moment, astfel încât fapta nu întrunește elementele constitutive ale contravenției, care are la bază situația premisă a desfășurării unei activități publice, motiv pentru care fapta deschisă în procesul verbal nu există, iar acesta va fi anulat. Da? Chiar dacă situația de fapt, cum a fost reținută de instanța de fond, nu este redată în amănunt, evenimentele astfel cum s-au desfășurat formează convingerea instanței asupra nevinovăției petentului. Convingerea instanței asupra nevinovăției petentului. Păi dacă eu sunt nevinovat și curcanii ăștia mă umflă așa, cineva trebuie să fie vinovat. Că dacă eu sunt nevinovat și judecătorii din civil constată, da? Convingerea instanței asupra nevinovăției petentului. Așa se iau oameni nevinovați, toți cei care sunteți nevinovați în România, să știți că așa se comportă instituțiile statului cu oameni nevinovați în această țară, da? Îi umflă și ea pe sus. Cel puțin, teoria asta o susțin, da? Corbu și Vrabie. Teorie de fabulă, nu? Că de-aia România o țară de fabulă și de-aia ursul n-are coadă, cum se zice, da? Deci, formează convingerea instanței asupra nevinovăției petentului. În condițiile în care intimata a identificat mai multe persoane despre care susține că au participat la respectiva adunare publică, avea posibilitatea să identifice vreun martor pe care să-l aducă în fața instanței, da? Să confirme cele ce susține jandarmeria în procesul verbal.
dreptul la apărare recunoscut ambelor părți în procesul civil, astfel încât apelanta, adică jandarmeria, avea posibilitatea să dovedească fapta contravențională, prin orice mijloc de probă. În speță, intimata nu face dovada vinovăției petentului, adică jandarmeria, acesta neputând fi considerat ca săvârșit fapta consemnată în procesul verbal. În mod corect, instanța de fond a apreciat probele anisate în cauză și a reținut nevinovăția petentului, anulând procesul verbal de contravenție. Și, dragii mei, deși eu am depus această motivare la dosarul cauzei, domnul colonel magistrat Vrabie, care are, vedeți, niște coincidențe de fabulă în CV-ul dânsului, da? Nu știu cum se învârte el în zona asta, Chișinău, Păunescu. Știți că Bobby Păunescu e în spatele lui George Simion. Am făcut un material pe tema asta, care George Simion e cu Chișinău, cu Unirea. Cu... Deci nu știu cum se învârte, dar sigur, din punct de vedere fabulistic, e o coincidență. Din punct de vedere jurnalistic o să mai vedem, dragii mei, pentru că eu am să merg pe această cauză, ca un copoi de vânătoare ce sunt, și o să vedem unde o să ajungem. Și o să vedem, chiar sunt foarte curios, dacă și dosarul numărul 4 pe care îl v-am ușamalizat, tovarășul Corbu, că sunt convins că până la 6 le v-am ușamalizat pe toate, dacă și dosarul numărul 4 va ajunge întâmplător tot la tovarășul Vrabi. A? Ce ziceți? Tot la Vrăbiuță o să ajungă și dosarul numărul 4?